aducerea prin oaselor în noaptea Paștelui, a cărnurilor, a ouălelor, a brânzei, are legătură, bineînțeles, cu întreruperea postului, cu încheierea postului. Un lucru foarte interesant, în tipicul studit, în practica studită din secolul al IX-lea până în secolul al X-lea, după liturghia Sfântului Vasile cel Mare de sâmbătă, din Sâmbăta Mare, se dădea deja deslegare la pește, ouă și brânză. Aceea era liturghia pascală principală și care întrerupea postul. Gata. Practic a dispărut treptat începând cu secolul al X-lea. Întâlnim rugăciuni pentru binecuvântarea mielului ce se jertfea de Paște, ce se sacrifica de Paște, și a prinoaselor de dulce, a brânzei, a ouălelor, din secolul al X-lea. Iar aceste rugăciuni predomină mai ales în manuscrisele de proveniență italo-grecească, deci din sudul Italiei. Reprezintă o tradiție periferică, am spune noi, și nu una neapărat din centrul ritului bizantin. Obiceiul însă este frumos, însă scopul său este caritatea, adică filantropia. Mielul de Paște se binecuvintează pentru a se împărți, ouăle, brânzeturile se binecuvintează pentru a se împărți. Iar acest aspect este precizat în rugăciuni. În practica românească există și o pâine mai dulce cu brânză care se cheamă pască. Nu știu dacă este termenul cel mai potrivit. Pască vine de fapt de la Paște. Paștele are o altă înțelegere teologică. Paștele de fapt este Euharistia, este Hristos. Practica este întâlnită și la greci și la ruși cu alte denumiri, nu este însă de dată foarte timpurie. Obiceiul acesta apare mai degrabă de prin secolul al XVII-lea. Aș vrea însă să duc discuția într-o altă direcție, și anume la pâinea care se cheamă în popor Paști. Această pâine este de multe ori greșit înțeleasă. Este de fapt un derivat al artusului pascal. Și de multe ori, în istoria noastră a Bisericii Ortodoxe Române, a fost înțeleasă această pâine, numită greșit Paști, ca un substitut euharistic. Practica nu este mai târzie de, nu este mai timpurie de secolul al XVII-lea. Și foarte curând, mitropoliții ai Țării Românești, și l-aș aminti pe Teodosie, sau pe Mitrofan al Buzăului și după aia pe Neofit Cretanul în secolul al XVIII-lea, condamnă practica și îi sfătuiau pe preoți să renunțe la ea, pentru că românii veneau și în loc să se cumince cu Sfintele Taine, luau această pâine pentru că nu era necesară o ajunare, o pregătire mai deosebită. Ea reprezintă de fapt un fel de antidoron, adică o anaforă, să-i spunem așa. De aceea, cumva, ar trebui să ne regândim poziția, raportarea noastră față de această pâine și să nu îi dăm o importanță mai mare decât ar trebui să o aibă, de fapt. Repet, Paștele nostru este Euharistia. Este Hristos însuși.